Bună ziua, everybody! Bine v-am găsit! Vreau să fac și o mică carieruță așa la... Mi-am luat echipa asta. Sunt de prin Ploiești, să zicem. Și îmi place mie așa cum sună. Îmi place foarte mult că au suporterii lângă ei. Istorie și așa mai departe. În fine, am luat-o în Liga a doua. Sunt în al doilea sezon, e 2019. Bine, asta e managerul 2019, a început în 2018, prin iunie. Primul sezon, un sezon destul de bun, foarte bun aș zice, un sezon în care am promovat de pe primul loc. În cupa am ieșit din primul tur, nu știu, Unirea Alba Iulia locul 11 din Liga 3, m-a scos, am fost nevoit să joc cu niște rezerve, pentru că e o regulă cu tineri, cu nu știu ce, sotir, are 16 ani, ceva de genul avea cu vremea aia, în fine, nu știu cât de reușit a fost. Sper că n-am dat play, n-am dat. Una peste alta, am ajuns în prima ligă. Am primul meci acasă cu Gaz Metan Media și ca echipă, hai să mergem pe tactică. Ca echipă arată cam așa. Homei l-am luat anul trecut liber de contract. Ăsta îl aveam, țâcuie de la Academie. E potențial de 4 stele jumate. Am jucat puțin pe finalul sezonului trecut. Se descurcă decent. Cam așa arată echipa. Hai să mergem un pic pe transferuri. Să vă arăt ce mega transferuri am făcut anul ăsta. Hai să vă arăt de acum un an. Deci, acum un an l-am dat decât pe Lumu. Un AMR care nu mi-a jucat, adică mi-a jucat 7 meciuri și n-a făcut-o deloc bine, văd că la ăștia joacă cât de cât. În fine, l-am avut aici pe Mihailă pe dreapta și de asta l-am împrumutat de la Craiova. În fine, anul trecut cu joc Homei pe dreapta, pentru că nu aveam mijlocași dreapta, Căpățână era luat de club, Trnovan la fel, Mihailă împrumutat, cum v-am spus, era împrumutat, nu, l-am împrumutat eu, Șerban la fel l-am împrumutat eu, Iancu la fel l-am împrumutat eu, Cordoș l-am luat free transfer să am rezervă pentru Plămadă și Kazan, Neicuțescu l-am luat în iarnă, tot așa împrumut, mi-a dat vreo 10 goluri în 12 meciuri, deci s-a mișcat bine de tot. Crișan la fel, un fundaș, pardon, să-l am acolo de rezervă. Cam așa, ăștia au plecat înapoi la echipele lor și a venit promovare care mi-a adus zero la buget. Canci. Vlad n-a fost prea darnic, ca să zic așa. Adică, mă rog, ce să zic, sunt aici la maxim pentru că am mai vrut să iau un portar. Am dat pe payroll budget, dar nici măcar. Adică nu mai mi-a dat să mai iau nimic și joc cu acest portar. Ce să zic, la stats, ce reflexe, handling, one-on-ones. E slab, oricum. Mă aștept să joace prost. Hai să nu-mi pierd părerea. Deci să mergem la transferuri. L-am luat pe băiatul ăsta, Kish Toye. Paulică. Are potențial mega bun. Eu l-am luat să joc aici, în centru, pentru că nu joc un AMC. Vă arăt imediat și tactica. Ciobanul l-am luat pentru rezervă de atacant,
La fel, transferul, după cum vedeți, free, pentru că nu am bani. Și l-am luat pe Valentin Alexandru, căruia a expirat contractul. Zic eu că o să fie ok. E un jucător important, se poate și îmbunătăți, n-are cine știe ce note. Anul trecut Arnăutu mi-a dat și el și l-am jucat jumătate de sezon când avem Necuțescu. Mi-a dat câteva goluri, 12 goluri. A mers cât de cât acolo și nici el nu e mega mișto. În fine, tactică, cam așa am jucat. Cel mai rău e că nu am portar. Nu am portar. Am unul de la Under 21, dar ce să vă zic? Dar nu am. Nu am, e... În fine, cam asta în mare e primul 11 joc pe Țicu, pentru că îmi trebuie de ăsta homegrown și cred că mai e Iacob, habar n-am, nu e care 23 de ani. Da, și Iacob. La fel, l-am luat free. L-am semnat eu, am un noroc. Iacob arată mega bine pentru Deep Light Playmaker, cum îl joc eu aici. Are note bune, e mega ok. În fine, una peste alta, cam așa arată echipa. Sper eu, pe ăsta o să joc pressing forward. Sper eu să descurce ok. A jucat cu un Mezal aici, dar nu am niciunul. Ba da, ar juca Claudiu Herea. Și o să joc... Totuși a jucat cu un suport, pentru că... îi las așa, de fapt. Cam așa. Hai să mergem. Primul match din sezon cu Gazmetan. Gazmetan e o echipă ok. Da, nu știu. Astra bate Viitorul 2-1. Gazmetan e o echipă decentă. Și vine cam așa. Bolboașă când am altul. Homei plămadă Țicu, Țigănașul, pe care l-am pus și pentru că a devenit influential player, team leader, nu știu ce. Iacob, DM-ul meu, Toma și Herea, mijlocași centrali, Antal Târnovan în suport și Valentin Alexandru atacant. Pe bancă, am pe Velisar, nu am pus rezervă portar, oricum nu am. Velisar, Kazan, Ginga, fostul capitan, da, nu e cine știe ce, mă rog, în Liga 2, Cojoc, rezervă de pe dreapta, Kindriș, Căpățână, Ciobanu, nu am un lot, e un lot slab de tot. Marinescu nu l-am jucat pentru că el e AMC și eu nu joc. Aș putea să-l pun pe Sotir, pe undeva pe aici, în locul lui Kazan, că am și central, am și pe dreapta, Ginga joacă și el, să am rezervă la Târnovan. Cam așa. Să-i dăm drumul. Mă rog, n-au meci sharpness din ăla, dar e primul meci din sezon, am jucat, fac transferuri, echipa e... nu știu ce să zic. Fiind primul meci din sezon, hai să-i hand over to asistentul meu și să-i dăm bătaie. Să nu vă mirați, dar joc 2D clasic. Adică nu-mi place deloc cum arată 3D-ul. Nu-mi place cum să văd jucători așa când aleargă, cum greșesc ei pe acolo, mă seacă. Da, e greuț. Adică vă dați seama că nu e... Eu știu ce FCSB sau Viitorul. Alexandru, primul gol al sezonului. Da, revenim rapid, 2-0, autogol, din corner, nu, Țigănașul,
nu știu, Ivanov, se pare că și-a dat autogol. Una peste alta am 2-0 și e fabulos, aș zice. Hai să mergem către live. N-au avut niciun șut până acum, nicio ocazie. Suntem în mega control. Da, e bine. Primul șut al lor n-a fost highlight. Daniel Toma. Nu ne interesează ce a făcut Toma de a faultat și a luat antal galben. Nu știu pe dreapta acolo ce o să fac. Oh, super ocazie. Nu știu pe dreapta ce o să fac. Antal e singurul capabil. Îl mai am pe tânărul ăsta. Sau, nu știu, e tânăr. Cred că e tânăr, dar are niște statistici îngrijorător de proaste. În fine. Da, arată bine. So good, so far. Sau invers, nu contează. So far, so good. Intrăm în... intrăm la pauză cu 2-0. Cu mega liniștitor până acum. N-au avut niciun highlight. E bine. Puh, nu mă așteptam. Adică... bravo, boșilor! Nu vreau, vreau să le dau passionate și hop. Vreau să-i motivez un pic pe toți că au jucat foarte bine. Bravo! Hai să-i dăm drumul. Deocamdată nu fac schimbări, Olaru, nici nu mă gândesc. O să fie transferat la Steaua, mi se pare. Sau nu știu dacă... în fine. Dacă e și în joc, auto-l. Buziuc, sper să nu centreze bine, mă, cine a fost acolo. Hai, Alexandru. Dar n-are, nu s-a închis. Bun, bun! Antal, 3-0! Finescu! Puh! Sunt pe val! Suntem pe val, băieți! Super, 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 super match până acum. Sper din tot sufletul să nu sunt nebuloasă. Și Alexandru! Oh! Firar să fie apără rus. Hai cu cornerul ăsta. Da, nu știu, poate de la tactică sau de la ceva, dar la fiecare corner, atacantul stă aici, în zona asta, de 20 de metri, la respingere, n-am înțeles exact. 56 minutul. Atacăm încă. Oh, Toma, șut blocat. Încă avem doar noi highlight-uri. E foarte bine. E foarte, foarte bine. Antal are un galben și sincer, pentru că doar pe el îl am acolo valabil, mă rog, îl mai am și pe acest Marian Căpățână, o să-l schimb. Să-l protejez pentru meciul următor. Să nu cumva să aia roșu în ideea asta. Prima lor ocazie, se pare. Bolboașă. Nu știu ce a fost asta. Da, Târnovan. No, nu e bine deloc. Băi, ăsta e riscul, frate, când nu ai echipă, dacă ți se accidentează, adică să vă imaginați, joc cu acest jucător de 17 ani, el are așa cât de cât potențial, dar nu e de liga întâi, adică să ne înțelegem. Hai să mai fac o schimbare, schimb pe Iacob, îl băgăm pe Ginga. Și Ginga o să joace ball winning pe defense, să conservăm cumva. Hai să le spunem să concentreze și să încercăm să mai tragem un pic de timp, ori ball into box. E minutul 83 deja, nu cred că mai e cazul să ne facem griji, 86... Singurul aspect negativ ar fi că s-a accentat Târnovan. Lower leg injury. Să sperăm că nu e cazul. Băi, băieți, e
mega, 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 mega mișto. 93, ultima fază, n-au dat gol, Doamne ajută. E bine, mai ales în meciurile astea în care jucăm excepțional, e bine să-mi primim gol. Rămânem cu moralul sus. După un sezon excelent în Liga 2, începem foarte bine și în Liga 1. Eu zic că e un rezultat foarte bun pentru a nouă promovată cu lotul ăsta. Excelent! Bravo, băieți! Așa, hai să le dăm că suntem pasionați, really special, magnific. Da, cam așa, primul meci. Am făcut și eu un test să văd așa cum merge treaba cu înregistrările astea, dar revin. Dacă o să fie... dacă o să fie bine, să zic așa, revenim. Ia să vedem ce mai avem. Viitorul. Toate sunt grele. Pentru mine, dar mă rog. Uite, Dinamo și CFR. Două meciuri acasă aici. Aici ar fi mișto să joc. Cu Dinamo cred că să fie stadionul plin. Nu știu aici ce s-a întâmplat. 7.000 de locuri. Cred că am mai mult. În fine. Să nu vă speriați cu go to settings to activate Windows, cam de la pirata. În fine, una peste alta, hai să vedem. O să mai lucrăm și pe la Yacht, pe aici, pe la... nu știu, o să vedem. Ideea e că nu-mi vin tineri, nu mai am afiliații, aveam pe Viitorul afiliat, mai făceam de pe la ei. În fine, ne vedem ce și cum. Deocamdată am început mega bine, v-am pupat, pa, pa.